În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iată, din pronie divină, încă putem spune că ne aflăm în perioadă pascală, deoarece timp de 40 de zile, după ce Iisus Hristos a înviat din morți, s-a arătat în multe rânduri ucenicilor săi. Astăzi, biserica cinstește propriu zis, ceea ce numim noi cu adevărat, sărbătoarea sfintelor femei mironosițe, purtătoarele de mir, care, după ce au văzut îngroparea făcută în fugă de Iosif și Nicodim, sfetnicul de taină, și Iosif cel din Arimateea, care au pus foarte puțin mir pe învelitorile care acopereau trupul lui Iisus, s-au gândit că ar fi bine măcar ritualul să fie făcut după toată rânduiala și atunci au cumpărat miruri și în momentul când au venit la mormânt, prima lor preocupare era cum să împlinească ritualul tradițional al miruirii și îmbălsămării giulgiurilor îngropării. Dar pentru că sunt femei și sunt neputincioase, iar piatra este foarte mare, cine ar putea să le o răstoarne de la mormânt? Această preocupare care le-a captivat atât de mult pe Maria lui Cleopa, pe Maria Magdalena, pe Suzana, pe Salomea, pe Ioana, femeia lui Huza și alții, și alte femei însoțitoare, a fost de fapt și ceea ce numim noi o stare de liniște interioară și de convingere că totul trebuie făcut după rânduială, încât pur și simplu s-au trezit cu Domnul Iisus Hristos ca drept răsplată în fața lor, cum ne arată Evanghelistul Matei, care le-a spus: bucurați-vă, pace vouă. Iar ele, umplându-se de bucurie, s-au închinat până la pământ, i-au cuprins picioarele și le-au sărutat. Evanghelia de astăzi are un alt punct de vedere legat de aceeași problematică, dar văzută din punctul de vedere a Sfântului Evanghelist Marcu, care este un apostol și evanghelist succint, care prezintă lucrurile foarte concret, dar pline de esența, sau dacă vreți, pline de chintesența a ceea ce înseamnă actul învierii propriu-zis, și ceea ce spun îngerii sau ceea ce arată concret tabloul istoric al vremii de atunci despre acest act al învierii. Și plecăm, așa cum ne arată Evanghelia, pas cu pas pe această cale și ajungem la Ierusalim, undeva în afara cetății, pe dealul Golgota, astăzi introdus în cetatea Ierusalimului de către Soliman Magnificu, pentru că cei ce trebuiau să se închine la Biserica Sfântului Mormânt sau locul unde a fost răstignit Hristos, trebuiau să plătească câte un pol de aur. Și în felul acesta, creștinătatea și credința creștină era o sursă de venit pentru sultanul vremii de atunci, care, în semn de respect, nu s-a sfiit să pună doi mari arhitecți care au pus la punct toată infrastructura cetății Ierusalimului. A împrejmuit-o de jur împrejur cu ziduri, a reparat și a întărit porțile de intrare, iar dinspre poarta Sfântul Ștefan și-a făcut el personal, poarta sa personală, numită și Poarta Leilor, așa după cum a avut el un vis că trebuie el să reprezinte puterea. Și într-adevăr, vremea sultanului Soliman Magnificu, pe la anul 1500, nu este altceva decât vremea de aur a Imperiului Otoman, când Soliman Magnificu dă peste 1000 de legi în Imperiu și atunci Imperiul cunoaște cea mai mare strălucire pe trei continente: Africa, Asia și Europa. La vremea respectivă, cei care mai puteau sta împotriva sultanului Mahomed au fost doar Soliman Magnificu, au fost doar țările române, care n-au putut fi niciodată transformate în pașalâc, ci au devenit de sine stătătoare, dar plătitoare de biruri. Ne întoarcem în Evanghelie și găsim scris
că venind Iosif din Arimateea, sfetnicul ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, personal a intrat la Pilat cu îndrăzneală și a cerut trupul lui Iisus. Pilat rămâne foarte mirat de faptul că Iisus moare atât de curând și trimite să verifice dacă este adevărat ceea ce se spune. Aflând de la sutaș că a fost împuns cu sulița în coastă, că a curs sânge și apă, că celorlalți doi tâlhari li s-a zdrobit picioarele, Pilat, chiar dacă Evanghelia nu consemnă, sigur că primește un mic peșcheș sau o mică atenție și dăruiește trupul lui Iisus și îl dă spre a fi îngropat, pentru că a doua zi era Paștele Iudaic și la Sfințitul Soarelui, cei ce se atingeau de moarte erau necurați și ca să poată mânca Paștele a doua zi trebuiau să fie curați, iar mortul să fie îngropat până la Sfințitul Soarelui. Spune mai departe că Iosif, cumpărând giulgiu, l-a coborât de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu, l-a pus în mormântul care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Avem două personaje noi care nu se sfiesc nici de elementele mișcării de acolo, nici de prezența gărzilor romane, nu se sfiesc nici de ostașii care puteau să le necinstească sau să le batjocorească, dar pentru că făceau parte din teritoriul Ierusalimului și Ierusalimul era un plătitor de taxă și de biruri către Cezar, ostașii nu aveau dreptul să se atingă de femeile cetății Ierusalimului, știind că legea iudaică era și o lege foarte aspră, cu obiceiuri concrete și putea să ucidă pe orice femeie desfrânată. Deci îndrăzneala acestor femei vine și pe păstrarea principiului legii, că femeia avea această de sine putere de a nu fi agresată sau abuzată prin faptul că intra sub incidența legii iudaice și putea fi ucisă. Și atunci, ca să nu se facă vărsare de sânge, să intre în contradicție cu otropitorul, cu plătitorul de tribut, respectul era unul reciproc și femeile se apropie de mormânt și privesc unde l-au pus pe Iisus, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosie. Maria, mama lui Iacov, Salomeia, se duc după ce trece ziua sâmbetei, cumpără miresme, iar pe când răsare soarele, vin la mormânt cu ideea că îndeplinind ritualul până la sfârșit, cum avem în altă evanghelie povestit, că au consumat cei care l-au pus în mormânt ca la 300 de litre de nard, ce înseamnă litra? Înseamnă un 30 de grame, deci ceea ce înseamnă ori 300 de grame, o cantitate infimă față de un trup omenesc înfășurat în pânze. În momentul în care femeile vin cu amforele, cu un de lemn și vin la mormânt, văd piatra răsturnată, căci era foarte mare. Iar când văd mormântul deschis, intră în mormânt și văd un tânăr șezând de-a dreapta, îmbrăcat în veșmânt alb. Deci iată revelație supranaturală peste puterea de înțelegere a minții omenești și pe de o parte peste capacitatea de înțelegere a altei categorii de contemporani lui Iisus. Intrând Iisus prin ușile încuiate în ziua cea din tâia săptămâne, a găsit pe cei 11 apostoli ascunși de frica iudeilor și care s-au și îndoit când l-au văzut, care n-au și avut încredere când l-au văzut, care n-au și crezut că este Iisus când l-au văzut, care s-au și îndoit că nu ar fi un duh și n-ar fi o nălucire și ar fi adevăr. Și atunci Iisus Hristos îi mustră și le spune: pace vouă, ce vă uitați așa? De ce credeți că sunt un duh? Priviți, duhul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având? Ce este interesant în momentul în care Iisus se arată apostolilor fricoși și ascunși, este interesant că tocmai femeile, cele care ar fi trebuit să poarte mult mai multă frică, sunt cele care merg și pe drumul Calvarului în Ierusalim, plâng în urma lui Iisus, până ce Iisus, pentru a distrage atenția celor care îl pedepseau și îl răstihneau, schimbă paradigma gândirii romane, întorcându-se către femei și într-un fel atâțând mânia romanilor printr-o părută idee
că nu are nevoie de compătimire și nu are nevoie de consolare, adresându-se femeilor și zicând: De ce mă plângeți pe mine, fiice ale Ierusalimului? Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Greu cuvânt și grea vorbă pe care o putem folosi dacă este nevoie adeseori și astăzi. Și noi, în epoca în care trăim și în vremurile în care le trăim, Iisus este cel răstihnit de mii de buze necredincioase, Iisus este ignorat și cel mai interesant lucru pe care l-am întâlnit în lumea tinerilor sau în lumea modernă a omului elevat, a omului civilizat, a omului educat, a omului care cunoaște tehnologia, care are accesul la roboți, la satelit, la informația internautică și matematica informatică și așa mai departe, noi întâlnim tineri care în drumul lor spre viața pământească vin cu acest argument simplu și ușor. El este rațional, nu depășește stadiul de ridicare de la pământ măcar cu un metru în ceea ce privește actul de credință, și ei vin și se justifică spunând: de ce tinerețea mea, viața mea și prezența mea pe pământ ar trebui distrusă prin posturi, prin înfrânări, prin abținere de la plăceri, prin mâncăruri sărace, prin stăpânirea poftelor și a patimilor? Pentru ce? Pentru o împărăție despre care nu știm nimic decât ce scrie în Scriptură? Pentru o împărăție despre care nu poate nimeni vorbi ceva concret? Pentru o stare de rai despre care chiar nu știm dacă există sau nu există? De ce ar trebui să iubim un Hristos care nu s-a arătat niciodată lumii să-i spună păsurile ei? De ce să mă rog unui Hristos care este învins și răstihnit de romani acum 2000 de ani și de atunci n-a dat niciun semn umanității și umanitatea așteaptă în disperare să se întâlnească cu El într-o împărăție a cerurilor despre care noi nu știm nimic, iar toată tehnologia modernă n-a descoperit măcar alte civilizații în spațiu cosmic, deși a încercat să lase tot felul de semnale și de semne, să vedem dacă suntem singuri în univers și noi să mai credem că dincolo de viața noastră pământească ar fi ceva? Aici Apostolul Pavel vine și ne întărește la toate aceste argumente enumerate cu două cuvinte foarte clare. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Hristos nu este un mit, este o realitate, o dovedesc documentele vremii. Hristos nu este o poveste, este un adevăr. Hristos nu este o legendă, este cuvântul veșnic prin care toate s-au făcut. Hristos nu este inventat de absolut nimeni. Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, lumină din lumină, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Hristos este cel ce a luat crucea lumii în spate, ridicând păcatele întregii lumi. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, când ne simplifică Sfânta Scriptură, vine și ne spune: adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Deci Scriptura nu trebuie învățată pe de rost. Scriptura nu trebuie interpretată. Scriptura nu trebuie tâlcuită, Scriptura nu trebuie explicată, Scriptura trebuie simțită, iar odată ce am simțit-o, Harul Duhului Sfânt intră în noi și ne aduce dulceața rugăciunii, liniștea și pacea Duhului Sfânt, lacrimile duhovnicești ale inimii, lumina minții și vederea mistică a lui Dumnezeu. Spune undeva marele Sofronie Saharov într-o carte a domniei sale, a sfinției sale, că s-a dus să-L vadă precum era, adică să-L vedem pe Dumnezeu cel răstihnit și înviat, despre care singurul Petru, care s-a și lepădat cu blestem și jurământ, cade înaintea lui la Marea Tiberiadei, când vede pește fript și pâine, cunoscând că este Domnul, și zice: Doamne, sunt om păcătos, nu veni la mine?
Dumnezeu îl întreabă, Petre, mă iubești tu pe mine, adică lumea obișnuită, crezi că ai putea face acestui, ai face față acestui act de credință în care trebuie să mergi prin nădejde și credință, prin simțire și trăire, nu prin palpare și vedere, cum a cerut Toma? Și Petru îi spune, da, Doamne, te iubesc. A doua oară, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și a treia oară, Doamne, aici vorbește Dumnezeu, din Dumnezeu, prin om care se îndumnezește. Doamne, Tu le știi pe toate și Tu știi cât Te iubesc. Să vedem ce spun mironosițele în clipa în care au întâlnirea cu îngerul. Femeile s-au spăimântat. Era și firesc în momentul în care vezi îngeri să te spăimânți. Oricare dintre noi am avea o vedenie sau o arătare dumnezeiască din lumea de dincolo, nepregătiți fiind la asemenea capacitate spirituală, evident, apar trei forme. Fie că am cădea cu fața la pământ, fie că ne-am agita, fie că ne-am tulbura, fie că ne-am întrista, fie că ne-am mira, fie că am amuțit, fie că am încremeni, sau cel mai des, când se întâmplă în poporul nostru, am face cruce cu limba sau am zice în minte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte foarte moarte, miliești pe noi. Sau Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Iar dacă îngerul n-ar dispărea, în momentul în care te-ai obișnuit cu imaginea mistică peste puterea priceperii minții omenești, cum spune Matei, hainele erau strălucitoare ca soarele, fața albă ca lumina fulgerului și era strașnic și frumos la vedere și le-a spus femeilor, nu vă temeți. Deci iată, îngerul știe starea lor interioară, nu vă temeți. De data aceasta, îngerul intră direct în dialog, ceea ce înseamnă că femeile și-au redobândit oarecum starea interioară și intră direct în dialog. Căutați pe Iisus Nazarineanu, pe cel răstihnit, iată ce frumos. Ați venit la un mormânt gol să găsiți plinătatea harului? Ați venit la un mormânt gol să găsiți un trup biciuit? Ați venit la un mormânt gol să găsiți un om în descompunere? Ați venit la un mormânt gol să găsiți neputința firii omenești? Nu. Hristos s-a sculat, nu este aici. În altă evanghelie pe care ne-o spune Matei, spune că îngerul ar mai fi spus, nu-l căutați pe cel viu între cei morți. De ce cei morți? Luând Evanghelia lui Ioan și uitându-ne la Evanghelia care o citim marța la slujba morților, spune așa, că la glasul lui Dumnezeu morții vor învia. Și noi știm că morții înviu la glasul lui Dumnezeu. Avem mărturia fiicei lui Iair, avem mărturia fiului văduvei din Ain, avem mărturia lui Lazar, în care Hristos cheamă viața în trupul părăsit de suflet, și sufletul își ia înapoi locul în fiecare celulă umană și trupul devine viu ca înainte. Eu sunt stăpânul vieții și al morții. Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Crede numai și va fi viu. Ei, acesta este pragul de greu de abordat a ceea ce înseamnă o lume modernă și deșanțată la nivel rațional, la nivel pedagogic, la nivel literal, la nivel de înțelegere omenească, cum ar putea un mort să fie viu? Eu cred că suntem la fel de curioși, poate că suntem la fel de mirați, fiecare dintre noi a mers vreodată în viața lui, într-un cimitir, pe când avea porțile deschise și morții puteau primi lumină, astăzi, din prea multă grijă și din prea multă seriozitate, n-au morții voie nici la această lumină. Mă întreb ce ar fi făcut mironosițele dacă ar fi fost oprite să meargă la mormânt să-i ungă trupul cu miruri.
Și totuși când ne uităm acolo în groapa respectivă, de unde se scoate un mort la 7 ani spre a fi prohodit după anumite tradiții și obiceiuri, pentru a nu fi sub blestem, pentru a nu fi sub vreo legătură, pentru a nu fi sub vreo întâmplare, vedem acolo în mormânt fie carne putredă, dacă o mortul nu-i putrezit, fie oase goale și țărână, cum ne spune și Scriptura și Cântarea Morților, sau fie nimic, pământul în tot ce este al său, sau, cum spune marele duhovnic, părintele Cleopa, ce este omul? O mână de pământ împuțit în fundul unui mormânt. Sau spurcat adeseori, pentru că noi întinăm pământul cu păcatele noastre. Văzând aceste scăfârlii goale, fără măsele, fără dinți, cu ochii cotrobăiți de șobolani și șoareci, cu hainele putrezite de ploaie, cu sicriu măcinat de numărul anilor și osemintele negrite de pământul și țărâna puse pe ele, evident că privim omul ca pe o deșertăciune, cum o vede și psalmistul David. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat zilele lui ca umbra trec. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului. Dimineața va înflori, la amiaz va cădea, seara se va usca și se va tăia. Spun aceste lucruri pentru a înțelege că viața omului este mai ușoară decât aburul, ca un abur sau dus animei, ca pânza păianjului, ca umbra norului, spune psalmistul. Deșertăciune sunt fiii oamenilor, toți sunt deșertăciune, spune mai departe psaltirea, pentru că ne cântă mai departe în Catisma 17, Psalmul 117, ne spune psalmistul David, eu sunt oaia cea pierdută, deși port rănile păcatelor, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Cum ar putea Dumnezeu să-i mântuiască pe cei morți? Foarte simplu. Eu sunt Dumnezeu celor vii și a celor morți. Și acum vorbește de cei morți. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Avraam stătea în laturile iadului, într-un loc fără de muncă, numit sânul lui Avraam, și toți drepții Vechiului Testament se bucurau de acea lumină simplă și opacă și ușoară în negura iadului unde nu gustau munca, pentru că bătrânul patriarh Avraam, păzind rânduielile cele sfinte al lui Dumnezeu, Dumnezeu Savaot a rânduit ca în pântecele iadului dreptatea și bunătatea lui Avraam să fie răsplătită cu un loc fără de muncă și s-au pogorât bătrânețile mele cu jale în iad. Spun acest lucru pentru a înțelege că și Iisus coboară în acest iad, cum ne arată Evanghelia, în mormânt cu trupul, deci ca și noi, în iad cu sufletul și vede toată suferința iadului și toată nenorocirea. Părintele Stăniloae spune așa, raiul este o relativitate. Nimeni nu poate vorbi despre el pentru că nu-i cunoaște starea, lucrarea, frumusețea, îndumnezeirea și strălucirea, în dogmatica ortodoxă. Dar iadul este un loc sigur în care ajungând din nepăsare, din nesimțire, din răutate, din necredință, din impertinență și din toate slăbiciunile noastre firești, abia atunci ne dă puterea de conștientizare că așa cum există un iad plin de flăcări și de demoni, trebuie să existe și un rai unde domnește fericirea și pacea lui Dumnezeu. Părinte Avraame, roagă-l pe Lazar să-mi trimită un deget muiat în apă să mă răcoresc, crezând că sufletul bea apă sau limonadă. Și totuși, Avraam nu-și calcă principiul de părinte bun și iubitor, și pentru că întrebarea sau rugămintea a fost adresată cu toată pioșenia din starea de păcat și de suferință, părinte Avraame, și Avraam se adresează către păcătosul bogat din flăcările iadului, zicându-i, fiule, deci iată, fiule, fiu după tăierea împrejur, fiu după credința poporului lui Israel, fiu după legea celor 5 cărți Pentateuhul Vechiului Testament, fiu după învățătura lui Moise care trebuia păzită. Ca drept dovadă că personal Avraam nu spune fă ce-ți spun eu, au pe Moise și proroci,
Dacă vor păzi ceea ce spune Moise și prorocii, vor vedea lumina. Dar dacă nu cred în Moise și în proroci, atunci și dacă învie un om din iad, nu vor crede. Și dumneavoastră să spuneți, da, da, e o absurditate. Nu e o absurditate. Hristos a înviat din iad, ne-a dăruit viață veșnică, a învins moartea cea ateie și necredincioasă, cu moartea pe moarte călcând, și totuși, după 2000 de ani de predicare a creștinismului, omul, creația și făptura mâinilor lui, icoana mâinilor sale, chipul și asemănarea lui, vine cu îndrăcire și cu stare de îndobitocire și permanent se pune de-a curmezișul lui Dumnezeu și spune exact ca și dracii din căderea lor luciferică, nu vom sluji niciodată ție. În a jicni revelația, în a batjocori textul Scripturii, în a ironiza credința celor credincioși, în a minimaliza valoarea normelor morale într-o țară preponderent creștină cum este România, de o mână de sturlubatici care au uitat cine-i Dumnezeu, asta arată categoric că dracii persistă în lucrarea lor și așa cum Iisus Hristos îl emite pe Tatăl și vrea ca pe toți să-i mântuiască, cum a făcut la el și el la început toți îngerii buni, și diavolii caută să-și umple și să-și îmbogățească turma lor întunecată cu acele personaje despre care Iisus Hristos, pe tronul slavei sale, va spune doar atât. Nu vă cunosc pe voi, mergeți în focul cel veșnic gătit vouă și diavolilor lui. De ce diavolilor lui? Diavolii n-au vrut lumina și au iubit întunericul. Noi am fugit de învățătura luminii din cuvântul Evangheliei și am căutat întunericul plăcerilor noastre. Să ne fie de bine. Mergem mai departe și găsim. Nu-l căutați aici. Nu este aici. A înviat. Deci cuvântul a înviat înseamnă ceea ce numim noi biruința lui Dumnezeu asupra morții și a diavolului. Unde este, iadule, biruința ta? Unde este, moarte, boldul tău? Te-ai amărât că te-ai surpat, te-ai amărât că te-ai golit. Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în învățătura despre înviere, îndemnând și pe cei leneși și pe cei puturoși și pe cei harnici să vină la ospăți, căci vițelul este gras, și să vină și cei leneși care nu s-au ostenit. Ne aducem aminte că la nunta fiului de împărat, după ce a chemat pe cei aleși și au început să se scuze, cel care și-a luat femeie, cel care și-a luat țarină, cel care și-a luat boi, cel care a avut toate treburile lui, a spus așa, să mergeți și prin târguri și la garduri și prin ulițe și prin unde sunt cei mai mulți oameni pe toți se adunați, să se umple casa și spune că încă mai era loc. Avem cele două mari semne despre care spune întâi Dumnezeu că împărăția va fi luată fiilor și o va da altora. Deci noi cei care am fost ortodoxi am fi meritat să ne bucurăm de această calitate și putere creștinească a unirii cu Dumnezeu prin botez, Euharistie și cele șapte taine ale bisericii, ne-am lepădat cu foarte multă ușurință de ele și asta e foarte bine, fiecare decide ceea ce face cu sufletul lui. Găsim în varianta a doua și starea apocaliptică, pentru că nu ești nici rece, nici fierbinte, doar căldicel, te voi scuipa din gura mea. Sau te voi arunca, te voi vărsa din gura mea în altă variantă. Spun lucrul acesta pentru că și Dumnezeu spune că mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Deci noi avem creștinii botezați, creștinii de duzină, creștinii de număr, creștinii de recensământ, creștinii de imagine, creștinii de duminică, creștinii amatori, creștinii de Crăciun, creștinii de înviere. Și avem creștinii permanenți ai bisericii despre care Evanghelia ne spune încă de acum 2000 de ani. Să nu te temi, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine, iar porțile iadului n-ar putea birui biserica în veacul veacului. Dacă 300 de ani de prigoană creștină n-au putut să șteargă numele lui Dumnezeu de pe pământ,
Să sperăm și să credem cu toată convingerea că acum, într-o perioadă atât de tulbure și de extravagantă din punct de vedere secularist, modernist, progresist, globalist, nu va reuși o minte de om să se pună de-a curmezișul lui Dumnezeu și să batjocorească pe cele sfinte, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit de mâinile omenești. Zis acel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiești. Și tot Dumnezeu spune, și orice sfat veți sfătui, risipil va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. De aceea spune îngerul, nu-l căutați aici că a înviat. Să nu-l mai căutăm pe Dumnezeu în răutatea semenilor, în hula necredincioșilor, în jicnirea impersonalilor, că și dacă am avea personalitate și demnitate umană, ne-am purtat cum s-a purtat Hristos în fața lui Pilat, Hristos în fața lui Pilat ar fi putut spune, tu ești un roman nenorocit, păgân, n-am ce să discut cu tine, tu nu-mi dai mie sfaturi, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și totuși, Iisus Hristos, crescut într-o educație mai mult decât aleasă, cum ne spune Sfânta Scriptură, copilul creștea și se întărea cu trupul, cu duhul și cu înțelepciunea, iată-l pe Iisus Hristos vorbind cu Pilat ca un împărat de la egal la egal, dar și ca un rob condamnat de la om la om. Știi că am putere să te răstihnesc? Da, știu. Ai, pentru că ți s-a dat. Deci respectă gradul demnitar pe care îl are ca procurator roman și nu abuzează de funcția sa dumnezească și divină pe care o poate manifesta într-un singur semn și totul să se petreacă într-o minune, ci lasă să se împlinească Scriptura. Deci este sub lege, sub har și sub literă. N-am venit să stric legea și prorocii, ci doar am venit să le împlinesc. Și Iisus stă blând și smerit, în timp ce poporul îi bate cu el, biciuiește și îl întinde pe cruce, bătând piroane, iar în loc să-i blesteme sau să-i șteargă de pe fața pământului, se roagă de Dumnezeu Tatăl să-i ierte că nu știu ce fac. Nu știu dacă astăzi avem aceeași capacitate intelectuală de a ne putea coborî până la nivelul procuratorului Pilat, care totuși în demnitatea lui de roman încearcă să fie pe de o parte și legist, și corect, și uman, și categoric. Spun uman, pentru că zice, iată omul, vi l-aș putea elibera, dacă vreți, și l-aș lua amlam pe Baraba, l-aș putea răstigni pe el în locul lui. Nu, poporul cere categoric, nouă ni-l dai pe Iisus, pe el să-l răstignești, pe Baraba liberează-l. A doua oară, spălându-se pe mâini, după un obicei iudeu, de a arăta nevinovăția acestui om în sensul de a trezi simțul legist al legii lui Israel, aceștia nu țin cont și spune, nu, pe acesta răstihnește-l, dacă nu-l pedepsești, nu ești prietenul cezarului. Și aici Pilat își arată slăbiciunea și supunerea de a nu călca porunca cezarului căruia, din încredințarea căruia este pus procurator peste Ierusalimul lui Israel. În momentul în care îi pune deasupra tăblița evreiește, latinește și grecește Iisus Hristos, Nazarineanul, regele iudeilor, ține cont de dolianța poporului evreu care avea o lege a sa după care judeca pe cei condamnați, dar fără ca să-i omoare ei să nu-și păteze mâinile cu sânge, și Pilat în timp ce își spală mâinile arată că acesta e un sânge nevinovat, iar răspunsul este și mai crunt, sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Deci nu contează cât sânge curge, tu trebuie să faci ceea ce îți spunem noi, pentru că legea noastră asta hotărăște. Și Pilat în toată demnitatea lui de procurator se supune ambiguității legii lui Israel, combinată cu dreptatea legii romane, care trebuia să facă liniște și să nu creeze disensiuni în Ierusalim, într-o etnie subjugată, plătitoare de taxe și vămi. În momentul în care
este dat ostașilor ca să-l biciuiască și să-l răstihnească, procuratorul Pilat îndrăznește să-i spună lui Hristos: tu știi ce este adevărul? Ce vrea să spună procuratorul Ponțiu Pilat prin această întrebare? Tu știi ce este adevărul? Pentru că adevărul era în fața sa. Tu știi că tot ce se face pe pământ este o mare minciună? Tu știi că tot ce se decide pe pământ nu e altceva decât o imensă cloacă de minciuni? Adevărul lucrurilor este cel care nu-l va ști nimeni niciodată? Adevărul lucrurilor este cel care îl hotărăsc oamenii, indiferent cât de strâmb ar fi și de bolnav? Adevărul este ceea ce hotărăște istoria cu scrisurile și cu filele ei, cu faptele și cu neputințele ei? Dar ceea ce este adevărata realitatea lucrurilor, ceea ce este adevăratul semn din cer, ceea ce este adevărata istorie, nu știe decât Dumnezeu, care se plimbă prin istorie încercând să trezească conștiințe adormite. Deci Iisus Hristos este trist pentru acest lucru atunci când intră în florii, în Ierusalim, pe mânzul Asinei, pentru că stă rob și smerit într-o cetate de conștiințe adormite. Și noi astăzi, când îl răstignim pe Hristos cu buzele noastre, cu rătăcirile noastre, cu impresiile noastre, cu rațiunile noastre, cu acuzațiile noastre, cu răzvrătirile noastre, cu cunoașterile noastre, cu tot ce credem noi că am emanat mai scump și mai valoros, ajungem la ceea ce am spus și altă dată: când uraganele sunt mari, când vânturile suflă puternic și acea tornadă vine și trage totul de pe pământ, ridică pleavă, gunoaie, paie, toate mizeriile acestea ajung departe, departe sus în văzduh, și când se văd acolo sus din conjunctura istoriei și a uraganului care trece în momentul acela peste omenire, se cred valori istorice sau universale. Când uraganul s-a potolit, ele devin gunoaie, pleavă și paie, exact cum erau înainte. Pentru că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, spune psalmistul David, cu 2000 de ani înainte de venirea lui Hristos, nelegiuirea mișună pretutindenea. De ce întreabă Pilat care e adevărul? Pentru că David în psalmi arată că la vremea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, totul era o înscenare, un proces fals și o minciună. De aceea îngerul simplifică această mizerie a umanității căzută sub lucrarea dracilor și spune doar atât: știu că îl căutați pe cel răstihnit, a înviat, lumina nu stă în întuneric, viața nu se amestecă cu moartea, virtutea nu se amestecă cu păcatul, sfințenia nu se amestecă cu stricăciunea și stricăciunea nu se amestecă cu nestricăciunea. S-a suit în lumina cea pururea viitoare, întru care nu încape umbra de schimbare. Nu-l căutați aici printre cei morți. Iar Mântuitorul a arătat încă de când era în viață că morții trebuie lăsați să-și îngroape morților. Așa și noi, generațiile istorice care am fost și care vor mai veni, cu viteji, cu eroi, cu victorii, cu înfrângeri, cu suferințe, cu răni, cu văduve, cu copii orfani, cu oameni infirmi, cu sărăcii, cu recesiuni economice și toate nenorocirile, nu suntem altceva decât niște tenebrele istoriei care am rezistat acestor mizerii și minciuni satanice, care încet, încet ne vom tăvăli în această umbră de schimbare care trece de la o paradigmă la alta, dar uitând că peste toate domnește Dumnezeu, iar marele poet național, Mihai Eminescu, deși a spus că biserica e mama neamului românesc, n-a uitat să spună, până la urmă orice îi spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Deci vrând nevrând, omul este stricăcios și muritor, și tot omul, dacă face ori bine, ori rău, cum va primi după faptele sale, trece prin viață, pentru că este duh ce trece și nu se mai întoarce, spune psalmistul David. De aceea le spune femeilor doar atât: vă pot arăta locul unde a stătut.
Haideți să-l vedeți. De ce vorbim de locul unde au stătut? Tot în psalmii lui David găsim scris. Unii și-au scris numele lor pe casele lor, pe pământurile lor, dar casa lor este iadul în veacul veacului. În ulițele lor nu este gard povârnit, toate animalele lor sunt grase și bine roditoare, ei se laudă cu căruțele lor, cu caii lor, așa era vremea romană, noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Îl mai auzim spunând pe David o vorbă de foarte mare înălțime duhovnicească a vremii sale, de te voi uita pe tine, Doamne, uitată să fie dreapta mea, iar limba mea să se lipească de grumazul meu. Ori de câte ori slujim fără de legea și minciuna, pe viclean urăște Domnul și cei ce lucrează fără de legea nu sunt aleșii lui Dumnezeu. De aceea îngerul trimite două iertări ucenicilor care au fost fricoși și spune mergeți și spuneți ucenicilor, deci iată le dă și lor iertarea părăsirii din grădina de taină și ascunderea de frica iudeilor și acum se adresează personal și spuneți și lui Petru să meargă în Galileea. Deci lacrimile lui Petru de la curtea Gavata, de la casa arhiereului Ana și Caiafa au străpuns mila lui Dumnezeu și a primit iertarea divină în schimbul mândriei și diversiunii pe care a făcut-o Iuda, spânzurându-se și pierzându-și veșnic sufletul, fiind numit de Evanghelie fiul pierzării. Acolo îl veți vedea, cum v-a spus el vouă mai înainte. Și iată că lucrurile nu stau cum le spune îngerul, pentru că lucrurile îngerești le înțeleg numai oamenii îngerești, lucrurile pământești le înțeleg numai oamenii pământești, lucrurile înalte le înțeleg numai oamenii mari, de aceea vorbim de epoci mari și oameni mari, eroi și voievozi, vorbim de oameni mici și fapte mici, vorbim de oameni murdari și fapte murdare, vorbim de oameni cu coloană vertebrală și cu demnitate umană și de faptele demnității umane și istoria este presărată ca un câmp de melușei cu lupi, cu lei, cu vipere și cu tot felul de animale răpitoare care încearcă să sfâșie sub forma răului binele, care izvorând din Dumnezeu nu va pieri niciodată. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Aș vrea și mi-aș dori ca toți tinerii aceștei țări, care au mai trecut cândva și printr-o oră de religie, care au auzit și glas de clobot și bătaie de toacă și glasul difuzoarelor cu Sfânta Liturghie, care au citit cărți, librării, au avut acces la cartea religioasă, să fie pregătiți încă de pe acum și să vadă ce vor răspunde în ziua înfricoșatei judecăți, când îngerul lor păzitor le va spune: Iisus nu mai este aici, s-a sculat, a înviat. Haideți pe norii cerului, că și voi ați înviat, să stați la judecată. Dacă vom primi binele sau rău, asta nu este nouă, știi? Așa cum nu știm nici când ne naștem și nici când murim, pentru că atunci când murim nu mai trăim starea de dinainte de naștere, atunci veneam dintr-un întuneric necunoscut al preștiinței dumnezeiești, dar acum mergem într-un întuneric necunoscut al preștiinței și îndărătniciei noastre omenești. În ce te voi găsi, între aceea te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Femeile de frică, neînțelegând cuvintele îngerului ca să nu greșească, ne spune Evanghelia că deși erau mironosițe și s-au bucurat de prezența lui Hristos, i-au sărutat picioarele și i s-au închinat, au rămas mute de uimire, au fugit de la mormânt, ceea ce înseamnă că frica le-a copleșit total, au rămas cuprinse de uimire, pe de-o parte au fost bucuroase de acel tablou divin revelat din cer pentru credința și bunătatea lor, dar n-au mai spus nimic nimănui că se temeau. Se temeau să nu greșească cele auzite să fie spuse altfel, cum le găsim și azi interpretate în mii de învățături creștine de-a lungul a 2000 de ani de creștinism, sau se temeau să nu fie auzite de cei ce hulesc și batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu și atunci au preferat, cum spune și Fecioara Maria, deseori păstra cuvintele în sine și cuceta adânc la ele. Toate femeile mironosițe să se bucure de darul Preasfântului Duh sub
umbrirea bunicilor de altă dată evlavioase și credincioase și cele de azi, sub umbrirea mamelor și surorilor noastre, dascălii de teologie ortodoxă, dascălii de educație creștină, formatoarele de opinie și de copii și de valori morale și spirituale, prin educația celor 7 ani de acasă și nu prin educația sexuală. Un om nu trebuie întâi să știe să mulțească, trebuie să știe de ce s-a născut și pentru ce trăiește. Fără un logos divin al căii noastre în viață, devenim vierm de mătase sau devenim animale teritoare sau fermă zootehnică de mulțire spontană. Noi trebuie să ne mulțim în Duh, să ne mulțim în cuvânt, în înțelepciune, în har și în credință. Hristos a înviat!